A vorbit Nimșurea președintă că orice tratament naturist sau alopat trebuie să înceapă cu o dezintoxicare. Cum am spus că nu sunt boli și sunt bolnavi. Când un profesor universitar din California spunea nu ești bolnav, îți e doar sete. Când am spus că și emisiunea precedentă a vorbit despre oxirul, despre viermi intestinal și candida. Pacienții și persoanele, telespectatorii care se uită la noi, să se uite acolo jos, că circulă pe banda din stânga acolo jos, ce se găsește în intestinul oamenilor, viermi, candida, paraziți intestinal și așa mai departe. Deci, când vorbeam săptămâna trecută că toate bolile de pe această planetă sunt de la o alimentație nescorespunzătoare, acum spun că și din cauza apei, din cauza la apă, din cauza la animale, din cauza mai mult persoanele care au animale în casă, cum e câinele, pisica și așa mai departe, de la păsări, pentru că ăștia, între timp, deci stă noi. O să vedeți acolo jos timp cât ține emisiunea despre ce este vorba și cum se dezvoltă și ce este prin noi. Deci, pacienții mei care au boli grele, cum e cancerul, diabetul, scleroza multiplă și așa mai departe, boli de astea grele, eu voi trimis să-și facă textul de parazitologie. Pentru că viermea e rapid într-o săptămână, două, trei, dar după aceea devine monstru, pentru că omul mănâncă foarte mult dulce, devine candida și din cauza candidei omul să adică devine neputincios. Când am spus despre cel mai rău aliment pe această planetă, nu e carnea de porc sau carnea, este zahărul alb. Eu când vorbesc despre zahăr, eu îmi asum răspunderea de ceea ce spun. Deci problema se pune așa. Eu o să vorbesc ca introducere despre ce este vorba și doamna Mihaela ca să spună ce boli vindecăm noi cu tratamentul nostru. Deci tratamentul domnului Fulga, țin să precizez că el acționează asupra întregului organism, începe cu această cură de dezintoxicare pentru a putea rezolva o problemă de sănătate. În primă fază trebuie făcută detoxifierea. Deci tratamentul. Începem cu afecțiunile gastrice, tot ce înseamnă ulcere, gastrite, esofagite de reflux, balonări, constipația. Putem spune că din prima seară reglăm aceste probleme digestive. Colitele, tot ce înseamnă colite de fermentație, tot ce înseamnă colite de putrefacție. Înainte de a continua cu diagnosticele, ținem să menționăm că toate produsele domnului Fulga, toate tratamentele dânsului, în afara faptului că sunt înscrise la OSIM și avem aici brevetele de invenție, avem toate aprobările de la Ministerul Sănătății cu notificările pentru toate produsele, da, pentru toate produsele existente în cabinet. Adică totul ceea ce dau omului este produs natural și absolut totul este trecut pe la un obor de medici, pentru că nu se poate da așa la om fără notificare, fără nimic. Spune Mihaela despre boli. Continuăm cu afecțiunile cardiace, tot ce ține de fluidul sanguin, hipertensiunea arterială. Deci vorbim acum de diagnosticate de domnul Fulga, pacienți care în urma tratamentului ajung să renunțe la medicamentația. Scuze-mă puțin, Nu e nicio problemă dacă citești bolile care le rezolvăm noi. Am înțeles. Deci tot ce înseamnă afecțiuni cardiace, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, angor de efort, angină pectorală, infarctele miocardice, accidentele vasculare, ateromatozele aortice și carotidiene, acele depozite de pe vasele de sânge, trombozele,
arterita, insuficiența circulatorie, insuficiența mitrală, cronică, varicele. Continuăm apoi cu tot ce înseamnă afecțiunile autoimune, cu poliartrita, lupusul, tiroida, tiroiditele autoimune, tot ce înseamnă afecțiuni hepatice, începând cu hepatită cronică, cu steatoză hepatică, hepatite cronice, hepatite virale, virusul B, C, Delta, cirozele hepatice, tumorile hepatice, hepatitele autoimune, aproape de zona ficatului, tot ce înseamnă afecțiuni ale vezicii biliare, dischinezii biliare, pancreatitele, diabetul zaharat tip 1, diabetul zaharat insulinodependent, insuficiența renală, pacienții care au chiar care sunt pe dializă. Trebuie să ia legătura direct cu domnul Fulga la acest pentru diagnostic. Pentru că acești pacienți care fac dializă, eu trebuie ca să văd personal, pentru că neapărat, eu mi-asum răspunderea când vorbesc cu pacienți, care dacă nu mai poate să urineze absolut deloc, deci trebuie ca să-i cunosc personal, care poate să mai urineze, pot să le fac, adică pot să port un dialog cu ei și la televizor, deși la telefon, dar care nu mai fac pișul absolut deloc, care nu mai urinează pe ăștia, trebuie ca să văd personal. Ce se întâmplă? De asta a spus că persoanele care mănâncă dulciuri, a venit o doamnă acum la mine, o să vadă băieții în cameră mai târziu sau persoane care se uită la noi, cu o rinită alergică, care v-a spus și dumneavoastră că timp de 24 de ore strănuta și cugea nasul și cugea și ochii. Și după ce am pus na și urechile, deci o durea urechile, am făcut o tită. Și după ce am pus na pe aia, după 3-4 minute, n-am mai avut nimic. Problema se pune așa, pacienții cu boli grave neapărat trebuie să vină la mine, și pentru cu că... Dureri. Da, și care au dureri. Că eu am văzut la televizor foarte mulți care spune că rezolvă probleme cu oase, că cu dureri de cap, cu astea, eu la prima atingere de ei. Pentru că dacă așa mi-a ajutat mie Dumnezeu ca să... Așa, dacă mi-a ajutat mie Dumnezeu ca să am harul ăsta și puterea asta, eu de ce să nu... Așa, deci persoanele care au boli grele trebuie neapărate ca să vină la mine la București. Pentru că eu vreau când vine o persoană la mine să se vindece, nu să-i dau un tratament. Tratament îl ia de la doctor, la mine vine la vindecare. Mai spre bolile, da, care le continuăm tot cu afecțiunile renale, cu nefritele, pielonefritele, hidronefrozele, infecțiile urinare. Continuăm cu afecțiunile psihice, spun medicii, tot ce înseamnă depresii, atacuri de panică, lipsa somnului. Sunt pacienți care au atacuri de panică și trebuie ca să înțeleagă toată lumea. Nu sunt bolnavi. Asta este așa, o circulație proastă. Nu se mai irigă pur și simplu creierul. Și atunci omul devine, deci cum se spunea o doamnă mai din aur care a fost la mine, a zis, domnul Fulga, eu nu pot să stau singur în cameră, eu nu pot să stau la mulțime, deci trebuie ca cineva să fie cu mine tot timpul. Eu nu pot ca să merg cu metrou sau cu trenul, cineva trebuie ca să fie cu mine. Sau cu dureri de cap de 20 de ani, vin și spun domnul Fulga, sau nu pot dormi fără pastile de 10 ani. Ok, pacienții ăștia care se spune în termen popular boala copiilor, adică epilepsie, eu la ăștia decât o transfer de energie de un minut, două și s-a terminat, adică nu mai cade jos, adică nu mai face crize. Sau cum am văzut, dureri de cap sau de picioare. Sau o doamnă tușea de 5 ani decât am atins-o aici pe capul pieptului și s-a terminat cu tusa. Persoanele care vrea și îngăduie ca să vină la mine, neapărat trebuie ca să înțeleagă că nu sunt Dumnezeu și va face exact ce spun eu. Pentru că până când, ca să știți că nimeni nu a venit la mine din prima dată că a fost bolnav sau că doare ceva. Au fost la mai mulți medici și secunda care nu s-a putut face nimic, ori au auzit de la alt pacient sau eventual i-a zis cineva din familie sau au văzut la televizor la dumneavoastră, deci cu asta s-a terminat. Și așa, și când vine la mine și nu crede că spun, doamnă, dar zic, crezi? Și că când nu vine ca să crezi că pui mâna pe mine și urma mă doare capul sau pui mâna pe pieptul meu și s-a dus tumoarea mai mult de jumate. Adică oamenii vin și rămân puțin blocați și spune, Dumnezeu, că urma mă doare capul.
legat de dureri, nevralgiile de trigemen, pacienți care nu pot suporta nici puterea vântului. La adiere, atât de mari sunt durerile, tot ce înseamnă noduli, că sunt noduli la sân, că sunt noduli pe lobii glandei tiroidei, că sunt localizați pe oricare alt organ, chisturile ovariene, fibromele uterine. Deci domnul Fulga are tratament prin care nu se mai ajunge la intervenția chirurgicală, respectiv extirparea organului respectiv. Apropo de ceea ce se întâmplă acolo, unde văd publicul care se uite la noi și când vede atâția viermi, zice, domnule, nu este cumva un truc, nu există așa ceva, să se uite și pe internet ca să vadă acolo la paraziți intestinal sau la viermi intestinal, ca să vadă și la candida ceea ce se întâmplă. De asta, pacienții care au neapărat trebuie să-și facă testul de parazitologie, pentru că vedeți acolo, unde circulă jos viermii aceia, ceea ce mănâncă din noi, este inexplicabil. Dacă vedeți ăștia care au as broșic, au în plămâni sute de mii de viermi. Avem o doamnă cu boreola, o boală foarte urâtă, mușcate de căpușe, care am rezolvat-o în 40 de zile, care din punct de vedere medical e clinică în Germania, dacă o putea, o putea. E 40.000 de euro ca să vindece ăștia. Problema se pune așa. Totul ce este oxiuri și viem și candida, eu pot să rezolv, dar va mânca numai ceea ce spui eu. Și nu vă dați seama că mâncăm dulce peste tot. În afară că ceea ce-ți faci tu în casă și nu e dulce, în alimentare este plin de zahăr și de dulce. Deci problema se pune așa. Cât timp face tratamentul meu, va bea apă cât îți spun eu și va mânca ce spun eu. Fântânele de la țară, foarte multă lume zice, păi fântâna mea de la țară are o apă foarte bună, are o apă foarte rea. Sunt viermi și mizerie acolo de nedescris. Mai spune despre... Da. De asemenea, domnul Fulga, alături de tratamentele dânsului, are tratamentul antitabac. Deci sunt picături de asemenea 100% naturale, care inhibă centrii neurovegetative ai nicotinei. Fără reacții adverse, creierul nu mai cere nicotină. Nu mai simțiți nevoia să fumați. Deci avem tratamentul ăla de prostată, care nimeni după planetă nu vă da seama să scoală oamenii de 7-8 ori pe noapte, e când mai dorm. Și vezi că după 7-8 zile de tratamentul meu, care au prostată, nu mai fac, adică nu fac pișul noaptea, deci nu mai fac treaba mică, când se duc la toaletă, se duce și se întoarce înapoi. Deci nu există nimeni pe această planetă ca să dețină adevărul absolut. Dar sunt anumite boli care nici eu nu le vindec. Cum este scleroza multiplă, stadiul final, cum este accidentul vascular, care după una jumate, doi, să nu mai vină la mine, că nici să nu îndrăznească, pentru că eu știe toată lumea, pentru că nu e prima emisiune care vorbesc. De asemenea, tratamentul pentru prostată acționează și asupra colonului iritabil, asupra hemoroizilor, fisurilor anale, adică pacienți care după 3-4 intervenții chirurgicale, tot recidivând, folosind produsele, s-au vindecat. Lăsând la o parte fluidul sanguin și tratamentul domnului Fulga acționează asupra tuturor organelor interne. Deci o să vadă publicul care se vede la noi acolo, sunt niște pacienți care pune mâna pe ei și ca să vadă, vin oameni amețiți, zice, domnul Fulga, văd în ceață și sunt oameni care spune, domnule, aproape că nu pot să mai trăiesc. E un italian care venea de la, nu știu de unde este, care îl aveți acolo în film, care, îți dai seama, ăla vine de la Milano, ăla a fost la 100 și ceva de medici. Deci, din punct de vedere medical, atâta poate. Pentru că ce se întâmplă? Medicamentele din sinteză nu sunt recunoscute de organism, adică medicamentele chimicale. Problema se pune așa, când vii la mine, lasă totul deoparte și faci ce spui eu, pentru că la mine se vine să se vinde omul, nu să-i dau tratament. Tratament se dă la doctor. Și ca să înțeleagă toată lumea,
A venit o doamnă cu un colon iritabil, avea 20 de scaune pe zi. O doamnă cu o colită de putrefacție, de când mirosea gura de nu puteam ca să stăm aici. Și după ce am pus la pe aia și am dat tratamentul de o singură seară, n-am mai, deci nici n-am mai și cu scaune și nici gura nu mai miroase.